Înainte de fiecare interviu, persoana intervievată este rugată să-și aleagă una dintre cele trei opțiuni: cred, nu cred sau nu știu dacă Dumnezeu există. Invitatul și-a ales varianta cred. Eram crescut într-un fel de cort protectiv în care universul meu era perfect inteligibil și explicat de biserică. Și la un moment dat, scoțând capul afară din cort, vezi lucruri care nu se potrivesc cu explicațiile dinăuntru și atunci încep să spui întrebări. Și da, în adolescență am avut o criză în care credeam că îmi pierd credința cu totul. Cred că e specifică oricuri în care lucrurile pe care le luam ca date și ne puse la îndoială, într-o dată mi s-au părut foarte chestionabile. Și am început să caut răspunsuri cu capul meu. Și mi-am regăsit credința mai matură, zic eu, decât în copilărie, ceea ce cred că e un lucru extraordinar. Astăzi mă uit în jur și mă văd aproape singur în felul în care înțeleg lucrurile. Nu că m-aș considera mai deștept decât toată lumea, dar mă uit la creștinismul în general, la catolici, la ortodoxi, la protestanții clasici, luterani, anglicani și așa mai departe, și chiar la noi, la neoprotestanți, la adventiști, la baptiști, aproape toți au în comun credința aceasta că Dumnezeu conduce cu mână de fier tot ce se întâmplă sau că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, are un plan cu lumea asta, că El, cu alte cuvinte, e responsabil de tot ce se întâmplă. Și ei cred, creștinii în general, crezând, făcând lucrul acesta, cred că e spre binele lui Dumnezeu, ca să zic așa, cred că i-aduc glorie lui Dumnezeu și cred că dacă ar accepta ideea opusă pe care o am eu, că de fapt Dumnezeu nu are un plan cu fiecare dintre noi, că de fapt lumea este condusă de haos, nu de un plan divin, i-ar prejudicia cumva gloria lui Dumnezeu și puterea sa, pe când efectul e tot mai invers și nu-și dau seama oamenii de asta. Vedem în jurul nostru o grămadă de oameni care își pierd credința pentru că le-a fost lovit copilul de o mașină, s-a îmbolnăvit soția de cancer și ei spun, în această paradigmă în care Dumnezeu conduce tot și are un plan cu tot, în momentul în care se întâmplă așa ceva și astfel de lucruri se întâmplă frecvent în jurul nostru, ei nu pot să accepte un astfel de Dumnezeu atât de rău, atât de malefic. Și astfel, cred că poziția mea care spune că nu, ceea ce se întâmplă este haos, nu plan, nu ordine, îi face de fapt dreptate lui Dumnezeu în raport cu creația sa, nu îi fură din glorie și din putere. Unde e Dumnezeu? Cum spune Ieremia, e departe, dar în același timp e aproape. Un paradox. E un paradox biblic. Este un Dumnezeu care se ascunde, dar care în același timp se pune la dispoziția celor ce vor să-l găsească. Aici cred că... Cum înțelegem asta? De ce se ascunde în primul rând și cum, dacă se ascunde, se poate pune la dispoziția noastră? E evident că atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim de o realitate spirituală și de o dimensiune spirituală a vieții, o dimensiune supranaturală. Asta înseamnă că prin simțuri naturale, obișnuite, nu-L percep pe Dumnezeu. Tocmai la asta se referă și căutarea lui Dumnezeu. Nu dai de Dumnezeu din întâmplare, ci trebuie să-L descoperi, adică pe lângă facultățile raționale naturale pe care le ai, trebuie să accesezi și acea dimensiune spirituală pe care o are omul. Trebuie să ai niște facultăți supranaturale? Nu. Facultăți cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și se numește spiritualitatea umană. Acele două cumva împreună deschid calea către Dumnezeu și aici este aspectul acesta al căutării. Doar cineva care în mod serios vrea să-L găsească pe Dumnezeu, îl va și găsi, pentru că îl va căuta în direcția în care se așează Dumnezeu sau în care este Dumnezeu. În niciun caz nu mergi pe stradă și te împiedici, între ghilimele, de Dumnezeu cum te lovești de o piatră. Bun, dacă eu vreau să-L caut pe Dumnezeu și nu folosesc niciun mijloc spiritual, poate pentru că n-am încredere în ele, adică bănuiesc că la mijloace spirituale te referi rugăciune, studiu biblic, nu? Nu neapărat, nu, la dimensiunea spirituală umană.
Adică, într-adevăr, deci nu mă refer la a-L găsi pe Dumnezeu într-un mod, să-i spun, de tehnici creștine, tehnici spirituale. Nu, ci pur și simplu, dacă eu reduc viața la un materialism absolut și spun că tot ceea ce este în viață este ceea ce e concret, tangibil și calea așa mai științei. Departe. Da, da, calea științei. Dumnezeu nu are loc în calea științei. De ce nu are loc? Adică El nu s-a folosit de știință pentru a crea tot ce vedem? Știința nu îl exclude pe Dumnezeu, dar un demers științific... Dar în același timp nu îl face necesar, cum a spus Laplace. Da, da, nu numai că nu îl face necesar. Hai să folosesc un exemplu. Eu sunt un om credincios, eu cred în Dumnezeu. Dar când îmi cumpăr mașina sau când mi-o scot din service, nu aș vrea ca mecanicul să-mi spună, știi ceva, frânele nu ți le-am reglat. Vezi și tu, când ai nevoie de frâne, cer să vină îngerii, îl rogi pe Dumnezeu să intervine. Aș face niște ochi foarte ciudați. Măi, fii sănătos la cap, nu se poate așa ceva. Deci mentalitatea sau gândirea asta științifică, cauză-efect, nu are loc de Dumnezeu în procesul acesta. Însă, când scoți totul la scară mare, îl vezi că Dumnezeu de fapt a generat tot și legile științifice și așa mai departe. Deci în sensul acesta, iar omul nu poți să-l reduci la o mașinărie, nu-l poți să reduci la un animal, oricât ai încerca. Omul are o dimensiune suplimentară, ceea ce se numește spiritualitatea umană, dar omul este capabil de sentimente, de sentimente artistice, de viață spirituală autentică. La asta m-am referit. Adică dacă cineva se așteaptă să-l descopere pe Dumnezeu așa cum, nu știu, descoperă gustul pâinii din magazin, va eșua, pur și simplu. Deci, în mod, trebuie să-și valorifice latura spirituală pe care o are, să o pună în valoare. Bun, concret, hai să zicem că nu ne folosim de rugăciune și studiu biblic, suspendăm puțin. Da, da, suspendăm. Care ar fi celelalte părți? Păi haideți să o luăm cum ce zice Biblia. Biblia zice că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, zice Pavel în Roman, capitolul 1, versetele 19 la 20. Adică, cu alte cuvinte, omul, din modul în care este creat și făcut, își poate pune anumite întrebări care să-l conducă la ideea de Dumnezeu. Și sunt foarte multe lucruri. De exemplu, în fiecare om, și asta spune Pavel, în fiecare om este un simț al dreptății. De unde vine simțul dreptății? De unde vine simțul moral și morala în omenire? Știu, pentru că dacă iei pe o structură de gândire strict evoluționistă, atunci dreptatea este conjuncturală în funcție de majoritatea care o decide și așa mai departe, dar depășește chestiunea asta culturile umane. Adică sunt lucruri general valabile, indiferent de cultura în care s-au dezvoltat oamenii. Cum ar fi adevărul? Spune că dreptatea vine din rațiune. Dacă ești un om capabil de gândire logică, gândire rațională, atunci poți să judeci și să vezi ce este drept și ce este nedrept. Desigur că există unele zone gri pe care nici măcar spiritualitatea nu prea le poate rezolva. Da, mă întorc la asta, dar uite că în istorie au fost amendate chiar și ideile sau chiar și momentele când o societate considera ceva drept și rațional. Cum ar fi exemplu recent nazismul, da? Care foarte drept, corect și îndreptățit se păreau să ajute rasa umană eliminând elementul mai puțin frumos din Germania, da, adică evrei. Ei bine, chestia asta a fost sancționată imediat, automat, de toată lumea, din toate colțurile ei, inclusiv de nemți. Adică ce vreau să spun, există ceva mai mult decât o convenție culturală, ceea ce se numește morala. Și indiferent câte studii antropologice se fac, nu există un răspuns general și satisfăcător pentru acest spirit și simț moral teribil care este în om. De exemplu, îmi spunea și mi-a plăcut exemplul acesta, un profesor l-am cunoscut, corean, a cărui strămoși sunt păgâni. Ei nu au cunoștință de cele 10 porunci, așa cum le avem noi în Biblie, și el spune din experiența lui că a trăit într-un context păgân, el s-a creștinat ulterior, dar spune, domne, și un păgân, dacă îl vorbești de rău sau îl minți, el nu spune, a, noi suntem păgâni, noi putem să facem asta, nu știm legea lui Dumnezeu, nu știm cele 10 porunci, nu suntem creștini, nu avem nicio problemă de treabă, cu treaba asta, nu credem într-o judecată a lui Dumnezeu, nu. Se simte foarte ofensat dacă îl minți, dacă îl bârfești, dacă îl vorbești pe la spate, toate chestiile astea sunt niște chestii
adânc înscrise în tiparul oricărui om din orice cultură și din orice zonă, din orice timp istoric. Adică aceste repere morale, să le numim așa. Pentru că și ei au o rațiune și se pot folosi de ea. Da, încă o dată spun, dar rațiunea, chiar și atunci când o majoritate își folosesc rațiunea într-o direcție, chiar din acea majoritate, se ridică acest simț moral care spune nu e bine. Și dau iar și exemplu germanilor, adică să rămân doar la convenția socială și la ceva rațional, să rămân doar la convenția asta socială este prea puțin, nu rezolv probleme din profunzime. Merg mai departe, cum se explică atunci rațiunea răului? Oameni foarte raționali cresc în cunoștințe și răul nu scade. Da, dar ei sunt conștienți că ceea ce fac este rău. Mă îndoiesc. Adică, ai putea să-mi dai un exemplu? Poate n-am înțeles prea bine la ce te-ai referit. Deci oamenii care sunt intelectuali, să zicem, da, gândesc foarte rațional, aleg să facă răul, deși știu că este rău. Dar ce e răul? Dar nu e nicio confuzie. Deci ce este răul dacă nu am baza morală? Ce este răul? Cine îl definește? Răul este o dorință malefică, nu, a cuiva de a limita fericirea unei alte persoane sau unui semene, să zicem. De ce să fie malefică? Poate că omul acela care limitează fericirea altcuiva face un lucru foarte bun omenirii. În sens general, cum vreau să fac nemții cu evrei, nu scăpăm de evrei și facem o lume mai bună. De așa gândesc, ce e rău în asta? Bine, pentru ei, pentru rasa lor. Asta e problema. Și experiența umană arată că deci natura umană sancționează acest fel de a fi și de a gândi. Indiferent de cultură, repet, și de nivelul intelectual la care a ajuns omul. Pentru că, repet, există un simț moral pe care Dumnezeu, dați-mi voie să folosească acest simț, l-a înfipt în om prin creație. Apropo de nazism, acum dacă ar fi să analizăm lucrurile mai în profuzime, ne vom da seama că, de fapt, ideologia respectivă era numai o fațadă. Evident! Evident, o fațadă pentru politicieni. Da, prins. Asta este... Putem să spunem că a prins? Adică, până la urmă, oamenii de rând erau... Unii da, unii nu. Aveau remușcări. Unii da, unii nu. Știau că e ceva, dar nu puteau să se opună. Era ca în vremea comunismului, nu și în România. Existau destul de mulți oameni care se puteau opune regimului, dar nu o făceau din frică, să zicem. Și nu numai din frică, ci și din oportunism, să fim serioși. Iar politicienii nu știu dacă erau neapărat convinși de ideologie ca într-o religie, dar se foloseau de aceasta pentru a păcăli populația într-un prim stadiu. Indiferent cum am discutat, realitatea este că nenorocirea s-a întâmplat. Realitatea este că natura umană permite asemenea tragedii, dar tot în această natură umană un asemenea fel de a gândi este sancționat. De unde vine acest simț moral? Pentru că observă, Alex, simțul moral este ca un bici pentru om. De foarte multe ori omul se simte foarte nefericit. Dar e ce vrei să-l vezi neapărat ca pe un bici? De ce nu ca pe un instrument folositor? Este un instrument folositor, dar omul îl percepe ca ceva ce îi restrânge libertățile sau așa mai departe. Dar tu îl percepi așa? Uneori da, dar îmi dau seama că este folositor. De ce? Pentru că eu cred că simțul moral nu am altă explicație decât că vine de la Dumnezeu, pentru că El este moralitatea absolută. Și dar atunci... nu este mai folositor să vedem mai degrabă ca pe un felinar în întuneric decât ca pe un bici? Ba da, eu cred că așa trebuie văzut. Eu am vorbit de cum este resimțit de majoritatea oamenilor și aici este ciudățenia. Vor să scape de o voce morală care sau de un standard moral, însă întotdeauna îi urmărește standardul ăsta moral de când se nasc până mor. Și nu am cum să scape de el, pur și simplu. Bun. Hai să ne legăm puțin de ce ne spune Cătălin la interviu. Are Dumnezeu un plan cu fiecare dintre noi? În mod sigur da, dar nu un plan care coboară la detaliile cu ce să mă îmbrac astăzi și cu cine, nu știu, de cine să-mi placă mâine. Ci Dumnezeu are un plan general. Mie îmi place foarte mult un verset pe care Domnul Iisus Hristos însuși îl spune. Iar planul general al lui Dumnezeu este apropierea omului de Dumnezeu și în ceea ce ne privește pe noi oamenii păcătoși, viața veșnică. În Ioan capitolul 6, chiar aș vrea să mi-am notat versetul, chiar aș vrea să-l citesc. Bun, dar ce înseamnă acest plan pentru fiecare dintre noi? Este un plan
general, un tipar așa care se aplică fiecarei persoane sau este ceva personalizat mai degrabă? Nu, nu cred că este ceva, repet, personalizat care merge la toate detaliile, nu, ci este un plan final, aș spune eu, și acest plan final cumva este, hai să spun, este ca la GPS. Deci eu pun destinația finală, iar dacă eu iau pe ce străduțe vreau să-i spun prime, GPS-ul tot spre destinația finală mă îndreaptă, indiferent pe ruta pe care am ales-o. Așa ceva văd și aici. Deci sunt foarte multe chestiuni în viața absolut neutre, care n-au o importanță, să-i spun, morală. Unde să mă duc acasă? Să mă duc în parc în Cismigiu sau să mă duc la o plimbare la Constanța? Cum o fi mai bine? Chiar nu contează. Dacă eu în Cismigiu sunt cinstit, nu fur, nu mint, nu-i bat pe alții și fac același lucru și la Constanța, eu îmi păstrez moralitatea și relația mea cu Dumnezeu, indiferent unde sunt. Asta este valabil și cu lecul de muncă. Ce să fac? Să mă fac avocat? A, nu, cu un avocat trebuie să mintă. Dar cine te obligă, nu? Sunt atâtea forme de drept și de... Sau să mă fac, nu știu ce altceva, a, da, că aici e mai ușor, că aici... Nu, deci compromisurile morale și așa mai departe sunt alegerile mele. Iar faptul că mi-aleg o meserie, o fac din prisma aptitudinilor pe care le am, pe care le-am dezvoltat, pe care Dumnezeu mi le-a dat la naștere și așa mai departe. Deci Dumnezeu nu are neapărat un plan cu fiecare dintre noi, cât un plan pentru întreaga omenire. Da, dar în același timp, deci un plan comun, să-i spun, pentru întreaga omenire, care se particularizează în sensul că și eu sunt chemat la el, dar repet, ar fi greșit să cobor și să-l acuz pe Dumnezeu de toate alegerile mele greșite sau bune. Nu, Dumnezeu îmi dă libertatea asta. Textul din Ioan 6:40. Iisus o spune: voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Punct. Voia Tatălui meu nu este ca tot să se îmbrace cu cămașă roșie în zilele de nu știu cât și așa mai departe. Nu, deci asta este absurd. Să-L vezi pe Dumnezeu așa, cred că cumva îl reducem prea mult. Ce suntem noi? Niște roboței teleghidați de Dumnezeu? Dumnezeu nu văd asta deloc în Biblie. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu demnitate, a dat libertatea alegerii tocmai ca să-l facă demn și așa mai departe. Dar Dumnezeu îi spune: asta este planul meu cu tine. Tu fii o persoană morală, reflectă-mă pe mine. Și alegi tu. Ce vrei să faci în viață? Vrei să alegeți unde vrei să acolo, dar unde te duci? Mă reprezint și pe mine. Asta spune Dumnezeu. Așa înțeleg eu Biblia. Hai să mai urmărim un fragment din interviu, apoi vom reveni să discutăm mai mult despre Dumnezeu, dacă se implică sau nu și ce înseamnă libertatea pentru noi oameni. Mai degrabă cred că Dumnezeu a vrut să ne dea darul cel mai prețios, și nu vreau să sun la limbă de lemn asta, dar cel mai important lucru din universul ăsta e libertate. Un lucru pe care înțelegem atât de puțin. Pentru libertatea asta, și libertatea este condiția dragostei, doar prin libertate putea Dumnezeu să creeze un univers, niște creaturi cu care să aibă o relație bazată pe dragoste. Dar libertatea cere sacrificii incredibile și pe care nu putem să le înțelegem. Numai gândul că poate să existe ceva separat de Dumnezeu, adică în afară de Dumnezeu să mai existe și altceva, este, spunem, imaginația la încercare. Dar că există ceva cu totul diferit de Dumnezeu și liber în raport cu Dumnezeu este și mai greu de înțeles. Și toate lucrurile pe care nu le înțeleg astăzi despre felul în care Dumnezeu se raportează la lumea asta, de ce se implică, când se implică, când nu se implică, au legătură cu lucrul ăsta absolut fabulos pe care Dumnezeu a încercat să-l creeze și care este libertatea și dragostea. De asta distanța, de asta invizibilitatea. Faptul că Dumnezeu e invizibil nu e un accident. De ce nu putem să-L vedem pe Dumnezeu? Nu putem să-L vedem pe Dumnezeu, pentru că dacă am putea să-L vedem, dragostea față de El ar fi imposibilă. Ar fi ființa asta tot puternică față de care nu există scăpare. Invizibilitatea lui Dumnezeu este condiția credinței noastre și a dragostei noastre și a libertății noastre față de El. Și multe lucruri legate de asta. Nimeni nu poate să înțeleagă, de fapt, lucrurile astea. Dar eu cred că distanța și libertatea lui Dumnezeu în raport cu creația sa a mers mult mai departe, chiar până la modul în care s-a făcut creația. Eu cred că Dumnezeu a creat universul în așa fel încât El să fie liber să se facă într-un fel pe El însuși, ceea ce poate suna extrem de eretic. Este adevărat că Dumnezeu nu se implică în viața noastră pentru că vrea să ne ofere mai multă libertate? Pentru că dacă cumva ar fi mai prezent, asta ar însemna să ne limiteze nouă
libertatea? Dumnezeu este foarte prezent, dar nu așa cum ne așteptăm noi. Noi am vrea o prezență tangibilă, să punem mâna, să mirosim. Să... De aici s-a născut și idolatria și toată istoria umanității este legată de idolatrie. În schimb, în Biblie, de exemplu, Dumnezeu apare foarte rar în mod vizibil și concret, ci El preferă să fie prezent, dar prin altceva. El mai degrabă vrea ca în oamenii Lui să fie prezente caracterele sau caracteristicile Lui morale. Vrea să-i facă pe oamenii Lui să fie miloși, iubitori, prin... Așa vrea Dumnezeu să fie prezent. Bun, și prezența aceasta. Lui ar anihila aceste caracteristici în oameni? Nu neapărat, dar oamenii ar putea de frică să mimeze aceste caracteristici, care pot fi mimate. Dar Dumnezeu nu vrea asta, pentru că este o mare diferență între bucuria... Dar de ce de frică? Păi o spun, să dau. Vine un înger, să spunem, în fața ta și să nu ai minți, gata, nu mai minte. Dar asta nu înseamnă că te-a făcut și... Sau ajută-l pe bătrânel cu bagajele. Imediat pui mâna pe bagaje și faci, nu-ți frică, tu ești la înger. Dar cu ce sentimente interioare? Pe când, tocmai aici este frumusețea Bibliei. Dumnezeu insistă pe transformare, ca omul să fie autentic și pe din afară și pe dinăuntru. Și e un subiect foarte frumos aici. E mare diferență între ceea ce spune Biblia, că este roadă Duhului Sfânt, bucuria, pacea, de exemplu, față de ceea ce înțelege lumea, în general, prin bucurie. Uită-te la un stadion, oamenii se bucură, strigă când echipa lor dă gol, dar în concepția creștină, ce înseamnă adevărata bucurie? Să te bucuri de bucuria prietenului tău, să te întristezi de necazul lui. Adică, o să vedem asta vreodată, că dă echipă gol și galeriile împreună strigă, unii să se bucure pentru alții. Și să-i spun, băi, îmi pare rău că a luat echipa mea, dar mă bucur pentru tine. Deci, cu alte cuvinte, această experiență profundă, morală, nu o pot avea decât oamenii care sunt în legătură cu Dumnezeu. Și Dumnezeu asta vrea să-i dezvolte pe oameni din punctul ăsta de vedere spiritual și El așa preferă să fie prezent în lume. Bun, da. O legătură profundă putem să avem și cu o persoană care este prezentă. Nu trebuie neapărat să fie o persoană invizibilă. Și mai vreau să mai adaug aici ceva. Mi se pare că sunt aduse în discuție două extreme. Una reală, aceea că Dumnezeu nu prea este prezent, adică nu, adevărul este că nu-l putem vedea. În modul în care ne așteptăm noi. În modul în care exact, ne așteptăm în noi. Sensul ăsta. Iar a doua, că dacă ar fi prezent, cumva ar trebui să fie o extremă, adică ar fi tot timpul cu tine sau te-ai speria. Da. Dacă te sperii, te sperii numai pentru că nu ești obișnuit, dar dacă ai fi obișnuit, probabil că nu te-ai speria. Am dat un exemplu. E adevărat că atunci când te raportezi la o ființă superioară și Dumnezeu este o ființă superioară absolută, nu te raportezi cum stăm noi doi de vorbă acum. Deși adică, Iisus a venit un egal. Păi a venit ca noi, a venit și în trup uman. Dar orice altă teofanie, orice altă arătare divină, în toată istoria omenirii, în momentul când oamenii au avut o asemenea teofanie, au zis, vai de mine, sunt pierdut, ce s-a întâmplat, n-am nicio șansă, n-am văzut pe Dumnezeu. Deci asta este reacția naturală a omului în prezența slavei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-l câștige pe om, fără ca să-l pună în pericol sau să-l inhibe în vreun fel. Da, eu tot asta nu reușesc să înțeleg de ce Iisus a trebuit să se ridice la cer. De ce n-a putut să stea, să-și continue lucrarea și, hai să zicem, prin programare, prin, cerere. Acum, răspunsul ar fi unul foarte simplu. Iisus legat de un corp uman ar fi fost limitat ca orice alt corp uman la un timp și un loc și așa mai departe. În schimb, altfel nu mai era corpul uman. Da, sigur. Dar Iisus zice, și asta este experiența subiectivă oricărui creștin de care are parte, spune, vă voi trimite Duhul Sfânt și El vă va călăuzi în tot adevărul. Adică, aici mă întorc poate la începutul discuției, vorbeam de dimensiunea spirituală. Pe lângă informațiile raționale pe care le găsesc în Biblie, creștinul îl poate cunoaște pe Dumnezeu și prin această relație subiectivă cu Duhul Sfânt pe care Hristos l-a promis și care este la dispoziția noastră. Iar astfel lucrarea lui Hristos de a implementa în oameni caracterul divin moral și astfel Dumnezeu să se descopere și să fie vizibil în omenire prin credincioșii lui, merge înainte, fără niciun fel de opreliște. Bun, hai să clarificăm. Până la urmă, toată această lucrare pe care o face Dumnezeu are legătură cu libertatea noastră? Libertatea de a fi spiritual sau mai credincioși? Da, și interesant, un om crede în Dumnezeu doar dacă vrea, dar dacă alege să se concentreze asupra acestui domeniu.
Cam, hai să mai detaliem puțin. Ce înseamnă libertatea asta divină pe care ne oferă Dumnezeu? Cătălin spunea că are legătură foarte mult cu dragostea. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi oferit libertate, noi nu am fi putut să-L iubim. În mod sigur, da. Dar este clar că noi libertate absolută nu avem. Nimeni nu are libertate absolută. Și când spun că nimeni nu are libertate absolută, spun că nimeni nu are libertate absolută. Orice formă de existență implică o anumită limitare. Dumnezeu nu poate să fie și să nu fie în același timp. Dumnezeu este, să folosesc ghilimele de rigoare, limitat la existență. Deci orice formă de existență impune inerent în sine anumite limite ale libertății. Ce înseamnă libertatea? În limitele acelea ești liber să faci ce vrei. Asta înseamnă că și limite. Dragostea noastră este limitată? Nu, dragostea nu. Deci este în legătură cu libertatea, dar nu este același lucru cu libertatea. Eventual, dacă pot să spun că dragostea este limitată, este limitată doar la capacitățile noastre actuale, însă Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 vorbește de o scară ce crește și zice că dragostea nu se va sfârși niciodată și acolo spune cunoștința este, acum cunoaștem în parte și așa mai departe, dacă se va arăta cel ce este desăvârșit și atunci și dragostea se înțelege că va crește, va continua să crească, este veșnică și ea, acum da, avem o dragoste, să-i spunem, parțială, dar cu cât îl vom cunoaște pe Dumnezeu, se va dezvolta mai mult dragostea aceasta. Cum explicăm haosul care este în lume? Aparent Dumnezeu nu este la cârmă. Da, acum, se întâmplă lucruri tragice. Cum explicăm totuși în haosul acesta ordinea care este în univers? Da, pot să foarte scurt, pentru că avem o privire limitată și nu una de ansamblu. Nu? Adică cum îi explici unui copil dacă are o țeapă în deget să stea liniștit că eu îi voi mări rana cu un ax sau cu un mic bisturiu ca să-i scot țeapa? Știi? Pare ilogic. Nu, asta este haosul. Parcă a scăpat de sub control. Dar toată asigurarea biblică este că Dumnezeu conduce cumva, nu că organizează acest haos, dar îl controlează și că în cele din urmă totuși planul lui se va împlini. De fapt, și știți de unde pleacă totul? Cel mai negru eveniment din istoria omenirii după Biblie, crucea lui Hristos, este punctul de plecare pentru cea mai luminoasă realitate viitoare și prezentă.